Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. La final de săptămână nu aveam cum să nu discutăm decât despre un subiect relaxant și vorbim despre o meserie la înălțime, la propriu. Aflăm ce presupune meseria de însoțitor de bord, care sunt provocările pe care le implică această meserie, pentru că pare foarte frumos așa când spui că călătorești în toată lumea, mai ești și plătit pentru treaba asta, însă ce presupune mai exact, ne va spune invitata mea cu care stăm de vorbă prin intermediul Skype. Este vorba despre Livia Trif, stewardesă. Bună dimineața, Livia! Mulțumim foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația noastră și ne vei împărtăși din experiența ta de stewardesă. Cred că avem o mică problemă. Așa se întâmplă când realizăm emisiuni prin intermediul Skype. E o discuție la distanță. Livia se află în Marea Britanie. Încercăm să restabilim această conexiune și, cum spuneam, vom încerca să pătrundem cât mai mult în interiorul acestei profesii. Ne va povesti Livia tot parcursul ei. Îi spun Liza pentru că o și cunosc de foarte mult timp. Este absolventă de teatru la facultatea din Iași, după care a decis că ar trebui să călătorească mai mult. A luat o pauză de la tot ce înseamnă actorie, a călătorit, s-a stabilit în Marea Britanie și mai nou este însoțitoare de bord. Sper că s-a și restabilit această legătură. Încercăm. Așa, perfect! Bună dimineața, Livia! Eu îmi imaginam că tu vorbești acolo și eu arăt cu fața în fața asta, dreapta, așa și nu. Nu, să știi că imaginea care s-a blocat te-a avantajat. Era ok, nu s-a întâmplat așa cum mai vezi, cu diverse grimase. Da. Am încercat să-ți fac o prezentare succintă. Am spus faptul că povestea a început la facultatea de teatru din Iași, ai absolvit această facultate, după care ai pus pe pauză totul și ai decis să călătorești. Și de aici te las pe tine să povestești mai multe și să ne spui cine ești tu, Livia. Bună ziua, bună dimineața. Așadar, eu sunt Livia Trif. După cum a spus Roxana, mi-am terminat studiile în teatru la Iași în 2012 și apoi m-am mutat la Londra. Din curiozitate și din faptul că nu aveam la momentul respectiv ceva mai bun de făcut. Am petrecut la Londra aproape 4 ani, timp în care am lucrat în diverse restaurante ca și recepționer, iar apoi după vreo 4 ani am simțit că gata, nu mai pot. Lucram 65 de ore pe săptămână și am zis că nu cred că e pentru mine. Și am zis că vreau să iau o pauză. Și pauza asta s-a transformat într-un an și jumătate de călătorii. Am pornit cu ideea să merg până în Sicilia, în Italia, și apoi să mai stau în România o perioadă. Dar întâmplarea face că am ajuns în Bali și în Japonia, unde mi-a plăcut foarte mult și am decis să mă întorc. Am locuit în Bali o perioadă, după aia am locuit în România o perioadă și apoi în ziua în care toate aceste călătorii au ajuns la un final, l-am întâlnit pe logodnicul meu, care locuia la Londra și așa că destinul m-a purtat înapoi în UK. Știi că acum toată treaba asta cu călătoriile, cu trăitul în diverse locuri ale globului presupune o meserie în sine. De când a apărut toată povestea cu Instagram, cu vlogurile pe YouTube, la acel moment în care călătoreai tu, practic tu ești un pionier al acestui lucru, nu era, nu avea atâta amploare, nu? Nu era și se vedea și se simțea asta chiar mă gândeam zilele astea, căutam ceva pe pagina mea de Instagram, o poză mai veche și am văzut că am început să postez pe Instagram, nici nu știu, undeva în 2013. Uh-huh. Și
mă uitam la cât de simple, cât de normale, cât de naturale erau pozele. Și în doar câțiva ani a ajuns să fie un job full-time pentru mulți oameni. Da. Am observat că mai nou încerc să fii foarte activă pe Instagram. Senzația mea este că dacă nu ai prins acel tren de la început în care te puteai afirma pe Instagram, pe la începuturile lui, 2010 cred că a apărut, nu știu, nici nu știu exact, dar oricum, cu mulți ani în urmă, e foarte greu acum. Tu cum simți? Da, cred că e mai greu pentru că, bineînțeles, o mulțime de idei au fost deja puse în practică, dar cred că e mereu loc. Cred că succesul stă în a fi consistent, în a încerca să îți creezi un stil propriu, și în a. Eu nu sunt acolo, nu sunt unul dintre cei oameni care. Pentru care Instagramul e un job. Eu ce postez, postez din pură plăcere, din idei, am cumva partea asta creativă. Dar cred că poți să reușești și în ziua de astăzi. Atâta vreme cât îți creezi un stil, postezi constant, nu știu, o dată pe zi sau de 3 ori pe săptămână, și mergi pe o temă aleasă, cred că poți să reușești. Mai rămânem puțin la prima destinație, după care ne îndreptăm așa cu vom zbura către aviație. Cum a fost renunțarea la actorie? Au fost momente în care ai tânjit și te-ai gândit că poate n-am încercat suficient, poate n-am fost suficient de insistentă în această direcție? Da. La început, deloc. Mi-am dat seama că din ce studiasem eu la Iași și cum mă manifestasem în zona de teatru cât am fost la Iași, nu a fost de ajuns ca să încep o carieră mai departe după școală. Și era și curiozitatea, când a venit oportunitatea cu Londra, eram curioasă, am plecat și cumva am uitat de teatru. Dar apoi, după câțiva ani și uneori chiar și acum mă gândesc, știi, când vezi câte un film din ăla excelent, Da. și vezi un rol care. Parcă simți așa, parcă îți pui și tu replicile în cap și zici că, băi, ăsta parcă mi-ar fi venit mănușă. Alea sunt momentele în care zic că poate o să fac o întoarcere la teatru, poate, știi cum e, să devii actor nu e târziu nici la 40 de ani. Corect, corect. Și Da. am mai discutat cu... Te rog. E o mică licărire în continuare aprinsă în ce privește teatru. E păcat pentru că anumite acțiuni pe care le faci și le tratezi superficial în tinerețe, pentru că la 20 de ani ești foarte tânăr, nu realizezi la acel moment că sunt lucruri care îți pot schimba traseul în viață. Și spui, ei, lasă că trece oportunitatea asta, nu contează, o să mai revină. Sunt lucruri care nu revin, dar până la urmă toate se întâmplă așa cum trebuie și fiecare dintre noi cred că are un destin al său. Da, și cred că e important să mergi pe drumul pe care îl simți tu cel mai apropiat de sufletul tău în momentul ăla. Pentru că, deși am studiat teatru și deși mi-a plăcut, nu era. Simțeam că e un domeniu, un moment pentru mine în care n-aș ști pe ce stradă să o apuc. Și. Da, cred că doar aș fi trecut prin confuzie dacă aș fi încercat să continui atunci. Sunt, cred că, două categorii. Cei care își asumă orice risc și orice sacrificiu pentru a face artă și cei care își doresc o viață stabilă, un venit sigur. Crezi că Da, faci și parte mai eu. mult din a doua categorie? Da. Și din păcate nu am avut. Și nu cred că am în continuare, nu am rezistența asta
teatrul n-a fost ceva pentru care am simțit că vreau să dau totul. Nu am rezistența asta fizică, cred, trebuie să fii confortabil cu a nu avea bani o perioadă, a nu avea resurse, a încerca de 45 de ori și să nu reușești, da. Pentru că imediat după facultate, țin minte că am petrecut cam o lună în București, mi-am făcut poze și am aplicat la, am fost la castinguri la toate casele de casting din București, mi-am făcut poze profesionale, ba chiar am bătut și la ușa a două teatre. Și nu s-a întâmplat nimic. Și bineînțeles, adică acum, după 10 ani, îmi închipui că ar fi fost foarte puțin probabil atunci să se întâmple ceva. Pentru că erau mii de studenți, de proaspăt absolvenți ca mine. Unii dintre ei excelenți actori de pe atunci. Nu poți să te aștepți când ești de pe băncile școlii să, nu știu, să fii ridicat în brațe și să reușești. Asta se poate întâmpla, dar e un caz mult mai rar decât cei care încearcă și eventual se întâmplă foarte greu sau deloc. Sigur, este o lume foarte dură pentru actorii liberi profesioniști, cei care nu au șansa de a fi angajați într-o instituție de cultură și care se luptă zi de zi să prindă un rol, fie într-o reclamă, fie într-un serial, pentru a-și susține existența până la urmă. Cum te-a ajutat actoria în viața de zi cu zi mai apoi și în toate experiențele pe care le-ai trăit? Cum te-a schimbat pe tine faptul că ai urmat cursurile acestei facultăți? Cred că de la actorie am luat două lucruri importante. Primul ar fi că sunt mult mai atentă la oameni. Dacă ți-amintești, făceam noi la facultate exercițiul acela în care trebuia să studiem un personaj. Și trebuia să, practic, să îți alegi o persoană, un om, și să vezi cum reacționează, chiar să te uiți și la cum se comportă fizic. Și asta cred că mi-a adus un plus. Lucrul ăsta a rămas cu mine după atâția ani, ba chiar l-am aprofundat și îmi place să văd mai departe de fațada unei persoane și văd un pic dincolo. Îmi dau seama din cum vorbește, din cum își menține postura, îmi dau seama de anumite lucruri din interior. Iar al doilea lucru e că mi-e ușor să vorbesc cu oameni. Ei străini, mereu râdeam cu prietenii că ei mereu spun că pe Liza poți să o, pe Livia poți să o lași în mijlocul străzii într-o țară străină și cumva ea o să facă să se înțeleagă cu oamenii, ba chiar o să se pună la povești și o să stea la râsete acolo în mijlocul străzii cu oamenii străini. Și asta așa e, mi-e ușor să mă apropii de oameni. Super. Întotdeauna m-am întrebat cum ai avut curajul să pleci atunci, la 21 de ani, 20-21 de ani când ai terminat facultatea, să pleci la Londra, unde nu aveai pe nimeni, nu cunoșteai pe nimeni. Cum ai făcut acest pas? Am plecat la Londra împreună cu prietenul meu de atunci. Prietenul meu de atunci locuia și studia într-un alt oraș din Marea Britanie. Și după facultate el a zis că se mută la Londra și m-a întrebat și pe mine dacă vreau să mă mut cu el. Și am zis că da, n-a fost, n-am procesat foarte mult și am zis că da, ok. Și ne-am mutat la Londra, după vreo 3 săptămâni mi-am găsit jobul și am plecat. Am luat lucrurile foarte ușor, foarte simplu. Nu mi-am propus să stau o vreme sau să lucrez ceva anume. Am plecat pur și simplu și
mi-am găsit un job și apoi al job un an, 3, 4. Care a fost cel mai interesant job pe care l-ai avut acolo? În afară de aviație? Sigur. Cred că recepționer la restaurantul cu două stele Michelin al lui Gordon Ramsay. Wow, da, într-adevăr, o experiență inedită. Mă mai uit pe YouTube la clipuri din astfel de restaurante și e fascinant. L-ai cunoscut pe Gordon Ramsay? Cum este el? E un om foarte liniștit și știu că în emisiunile, cel puțin în cele americane, apare ca personajul ăsta, Foarte acid. da, și energic și, Da. dar nu, e un om foarte blând și liniștit. Am avut ocazia să-l întâlnesc de mai multe ori. Ba chiar am și stat puțin de vorbă, alte ori venea la cină împreună cu familia. Da, și e un om liniștit. Știu că ai locuit într-o perioadă, într-o zonă unde era un teatru condus de un mare actor. Țin minte din poveștile noastre, mi spuneai la un moment dat că locuiai într-o astfel de zonă, erai chiar lângă un teatru important. Așa. Îmi scapă mie acum care era actorul, dar poate mi-amintesc pe parcursul emisiunii și îți reaminte și ție. Cum ai ajuns la aviație? Aviația e ceva ce mi-am dorit cam de când aveam 18 ani. Am aplicat de mai multe ori, am început de la vârf, așa, am vrut să mă duc înspre Emirates și înspre, bineînțeles, înspre companiile din Orient, pentru că erau noi, pentru că fetele arătau impecabil, pentru că plăteau cel mai bine, etc. Și era acest miraj a te muta în Orientul Mijlociu. N-a fost să fie. Cred că am aplicat de 4 sau 5 ori la toate cele 3 din Emirate, la Emirates, la Qatar Airways și la Etihad. Asta când se întâmpla? În ce an? Asta se întâmpla în anul 2000. Cred că 2015-2016. Ok. De fapt, prima dată când am aplicat a fost la Emirates și a fost, cred că, la un an de zile după ce am ajuns la Londra. Deci în jur de 2013, să zic. Și nu s-a întâmplat nimic. Apoi, după un an, am mai aplicat încă o dată și iarăși nu s-a întâmplat nimic. În 2016, țin minte că am călătorit la Milano, la sora mea și acolo am fost la două interviuri pentru Qatar Airways și pentru Etihad. Și nici acolo nu s-a întâmplat nimic. Ba, și la București am mers odată să aplic la... Am călătorit, nu mi-au fost întotdeauna aproape. Da, da, da. Am zburat în diverse orașe ca să pot să particip la interviuri. Dar n-a fost să fie. De ce? Ce criterii aveau? Ce căutau ei? Ei căutau oameni, cred că e și vorba de cum arăți fizic. Bun, tu ești o fată înaltă, ești slabă, deci aturi pe care le are o stewardesă. Da. Iar apoi cred că se uitau la cred că cel mai important e cum reacționezi tu pe partea de serviciu clienți. Ți se pun diverse întrebări, se fac diverse exerciții pe care acum le înțeleg și au sens. Dar când aveam 23 de ani și puțină experiență, nu știam cum să reacționez. Se vede că nu răspundeam corect la situațiile în care eram pusă. Apoi am lăsat o baltă, am zis că ok, am încercat de 4-5 ori, nu e pentru mine, am renunțat la ideea asta.
Și lucram într-o companie de evenimente, când într-o zi, la recepție, mi s-a alăturat o colegă care lucra în evenimente ca și un al doilea job, dar primul ei job era de stewardesă la British Airways. Și eu am întrebat cu ce se mai ocupă, mi-a zis că e stewardesă și am zis că, a, ce drăguț, și am aplicat de mai multe ori la companiile din Orient, dar n-a fost să fie niciodată, n-am nici măcar n-am trecut de prima etapă. Și ea mi-a spus că, păi uite, British Airways angajează, ar trebui să aplici. Și am spus că nu cred că sunt făcută pentru asta, am aplicat de atâtea ori. Nu cred că e jobul pentru mine. Și ea a insistat, a zis că nu, trebuie să aplici. E un job cu satisfacții, încearcă. Și am zis că bine, ok, în regulă. Dar iarăși din nou am luat totul foarte ușor și am ajuns acasă, m-am intrat pe site-ul lor, am făcut aplicația online, apoi am avut norocul, aici a fost un dram de noroc, faptul că după ce faci aplicația online, trebuie să faci iarăși un set de exerciții, și unul dintre ele nu e tocmai ușor. Dacă nu te-ai confruntat niciodată cu acel tip de exercițiu. E un exercițiu în care trebuie să calculezi fusul orar. Lucru care nu e foarte greu, dar când nu știi asta și intri acolo și ai timp, cred că 2 minute, să rezolvi câteva exerciții și tu n-ai mai fost pus în fața exercițiilor ăstora niciodată, te pierzi. Dar aici a intrat colega mea, și mi-a spus la ce să mă aștept. Am înțeles. Da, și am terminat exercițiul ăla în ultima secundă, țin minte că am dat click acolo și am reușit. Am trecut de exerciții, apoi am fost invitată la interviul face-to-face. În ce constă un astfel de interviu? Cât de mult contează o pregătire profesională și cum poți avea o astfel de formare? Oamenii care ajung să fie însoțitori de bord vin dintr-o mulțime de. Domenii de activitate, nu? Da, așa e, așa e. Nu trebuie să faci o școală pentru asta la majoritatea companiilor. De exemplu, la British Airways, dacă vrei să fii însoțitor de bord și dacă treci de interviuri, apoi ei te școlesc. Plătit, treci printr-un training plătit, iar apoi devii însoțitor de bord. Nu trebuie să plătești tu pentru o școală de aviație înainte. Când ajungi la un astfel de interviu, cel mai important e să fii puțin stăpân pe tine, pentru că poți să fii încărcat cu multe emoții și să nu te mai porți cum te porți de obicei. Și asta îți poate pune bețe în roate. De obicei e un grup de oameni care e împărțit în mai multe grupuri. Se fac niște exerciții de grup la care trebuie să dovedești că știi să asculți, că poți rezolva o problemă, că ești, cum îi zice, când ești, că-ți pasă de oameni, Așa. că poți să-i asculți și poți să-i ajuți indiferent de cerință pe care o au. Iar după aceste exerciții de grup, se aleg o parte pleacă, apoi mai treci iarăși printr-un set de exerciții un pic mai dificile, la care ești confruntat cu probleme de genul am uitat să catering-ul n-a fost încărcat în avion. Sau nu toată mâncarea a fost încărcată în avion, cum o să te descurci cu oamenii pe un zbor de 10 ore? Ha ha ha.
Și, practic, tu la toate lucrurile astea trebuie să găsești soluții. Nu caută soluțiile perfecte, dar ei vor să vadă că ai imaginație și că vii cu o soluție. Da. Că nu ești cel care clachează în momente dificile. Da. Iar apoi, dacă treci și de astea, e ultima discuție finală cu trainerii și te întreabă de ce vrei să faci asta și cam asta e. Iar apoi Cam cât primești. durează tot acest proces de recrutare? Uf, la mine a durat foarte mult, probabil și din pricina faptului că am călătorit în urmă cu un an jumătate înainte să încep jobul ăsta. Și practic a durat 7 luni. Wow! În martie am făcut prima aplicație online și la mijlocul lui septembrie am avut primul zbor. Da, partea de verificare a ta este foarte. Îți fac o verificare amănunțită pe ultimii 5 ani. Unde ai locuit, ce joburi ai avut, din ce ți-ai câștigat banii, în acel an și jumătate în care eu am tot călătorit și n-am lucrat, am primit o groază de întrebări pe tema aia. Ce ai făcut în Bali? De unde ai avut bani să te întreții? Dar vedem că ai o intrare în Egipt și în Qatar. Ce ai căutat în Egipt și în Qatar? De unde ai avut bani? Vor să se asigure că omul pe care îl angajează e cine spune că e. Foarte interesant. Cum a fost primul zbor? Primul moment în care ai îmbrăcat uniforma de însoțitor de bord? Primul moment în care nu o să-l uit niciodată. Eram în casa unei prieteni, nu eram la mine acasă, pentru că atunci când am început locuiam departe de aeroport, la 2 ore și jumătate, și am mers la o prietenă de-a mea care stătea mai aproape. Și țin minte că m-am trezit dimineață și m-am îmbrăcat și mă uitam în oglinda acolo și eram eu, dar a fost un moment foarte special, foarte special. Iar primul zbor a fost înspre Las Vegas. Nu, mint. Primul zbor scurt a fost în Polonia, cred. Dar nu prea vine să-l calculez pentru că a mai zburat înainte, chiar și dacă ești ca pasager, dar nu se, pe un zbor scurt e un du-te vino care parcă nici nu se întâmplă. Așa că tot mereu mi-amintesc că primul zbor lung pe care l-am făcut a fost înspre Las Vegas și Cât durează dintr-o acest dată. zbor, Londra? Poftim? Cam cât durează zborul De spre la Las Londra Vegas? la Las Vegas e undeva în jur de 9 ore, cred. 9 ore 45, parcă așa. Da. Dar dintr-o dată când m-am urcat în avion, aparte tot ce ține de siguranță, parcă am uitat tot. Nu mai știam de unde trebuie să iau sucul, unde e apa, cum servesc, parcă mă blocasem așa. Și oamenii cu care lucram au venit și mi-au spus că e ok, e regulă, suntem aici, suntem o echipă, suntem cu tine, dacă ai nevoie de orice, noi suntem aici și. Apropo de faptul că nu știai de unde se iei apa, de unde se iei sucul, știi că sunt foarte mulți oameni care au impresia că însoțitorii de bord sunt mai mult niște ospătari în aer. Cred că avem o mică problemă cu conexiunea noastră și încercăm să o restabilim. Suntem la jumătatea emisiunii, mai avem o jumătate de oră de stat de vorbă cu Livia Trif. Dacă aveți curiozități, nu știu, poate visați să deveniți însoțitori de bord și nu știți ce presupune această meserie, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a te forma, puteți adresa întrebări pe pagina noastră de Facebook, iar eu îi voi adresa la rândul meu toate curiozitățile pe care le exprimați Liviei. Gata!
Am restabilit conexiunea. Întrebam înainte să se întrerupă, legat de ce ai spus, că nu știai de unde se ia apa, de unde se ia sucul. Sunt foarte mulți oameni care au impresia că însoțitorii de bord sunt un fel de ospătari în aer. Te-ai confruntat cu această etichetă? Da. Nu țin minte să mi se fi adresat cineva direct în termenii ăștia. Dar simți din atitudine și din abordare, nu? Da, da, și chiar am auzit cumva oamenii vorbind, știi? Adică eu trec și servesc ceva și apoi mai fac doi pași și din spate aud poate că oricum ești aici ca să îmi dai mie băuturi sau mâncare. Nu mă afectează în niciun fel, e ceva ce se întâmplă, nu o iau personal pentru că eu știu că nu de asta sunt acolo. Dar de ce este un însoțitor de bord prezent în avion? Este prima dată în toți acești ani de emisiuni când avem un astfel de invitat cu o astfel de meserie și tocmai de aceea vreau să faci lucrurile cât mai clare pentru cei care ne urmăresc. Prioritatea numărul 1 a unui însoțitor de zbor e siguranța. Tot ce vine după e extra. Un însoțitor de zbor când se urcă în avion trebuie să se asigure că avionul e așa cum trebuie, că nimic nu e în plus acolo, ceva ce n-ar trebui să fie. Aceste verificări sunt foarte serioase, se fac de fiecare dată când te urci în avion, se verifică absolut tot, pe scaun, sub scaun, în buzunare, orice se deschide, orice compartiment, orice dulăpior, absolut ușile, baia, coșul de gunoi de la baie, absolut orice poți deschide, se va deschide și se va verifica înăuntru. Așa că siguranța e pe primul loc. Apoi intră pasagerii și iarăși trebuie să te asiguri că bagajele sunt puse corect, că oamenii sunt că își poartă centura de siguranță, copiii că sunt în siguranță. De exemplu, pe zboruri lungi avem părinți cu copii în brațe care obosesc, poate să-i țină în brațe sau copiii plâng, se încălzesc și îi pun pe jos în fața lor. Dacă e un pic de loc, îi pun pe jos. Întotdeauna e vorba de atenție și de mers printre rânduri și de verificat că lucruri ca acesta nu se întâmplă. Pentru că părinții spun că da, e loc și nu curcăm pe nimeni. Asta așa e. Dar dacă se întâmplă o decompresie și măștile de oxigen coboară, masca de oxigen nu ajunge până la pământ. Tu, și în sperietura aia, trebuie să-ți ridici copilul, să-ți-l pui în brațe, să-i pui o mască de oxigen, se întâmplă prea multe. Și sunt multe lucruri la care oamenii nu se gândesc, cum e, de exemplu, vesta de salvare, pe care întotdeauna spunem că dacă ți-o pui, nu o umfla înăuntrul avionului. Se umflă doar când ai ieșit din avion. Pentru că dacă acel avion aterizează pe apă și el începe să se umple cu apă și tu deja ți-ai umflat vesta, nu poți să mai ieși din avion. Nu poți să mai înoți înspre ieșire, că ea o să te tragă în continuu în sus. Foarte interesant. Uite, nu știam lucrurile acestea. Adică nu m-am gândit niciodată la ele. Și cred că aceasta e prima tendință. Se întâmplă foarte rar, foarte rar, dar e important să asculți ce are omul ăla de zis și să te conformezi regulilor ăla. Că sunt câteva, două, trei, dar poți să-ți salveze viața. Uh-huh. Cum este viața în aer? Ai avut vreun zbor în care au existat incidente, situații limită? Pe partea de siguranță aș zice că o singură dată am trecut prin turbulențe mai
mai puternice. Țin minte că mergeam cu, aveam o tăviță mică în mână cu două pahare de cafea și dintr-o dată m-am ridicat de pe podea avionului. Wow. Deci am sărit pur și simplu în sus, am trecut printr-un gol de aer și am aterizat înapoi pe podea avionului cu cafelele intacte în tavă. Da, a fost pur și simplu și lumea din jur, știi, pasagerii așezați se uitau la mine. Dar de fapt nu s-a întâmplat nimic, știi, dar dacă continuam așa n-ar fi fost veselie. Iar pe partea medicală aici se întâmplă mai des. Oamenii, mai ales pe zborurile lungi, oamenii tind să aibă tot felul de probleme. Că avem diabetici, sau oamenii de la, de exemplu, mai ales dacă fac două, trei zboruri consecutive, li se face rău, leșină. Dar astea sunt lucruri cu care e ușor să ai de-a face pentru noi, pentru că avem un training pe care îl repetăm an de an, suntem instruiți înspre lucrurile astea, înspre primul ajutor, practic. Dar ceva grav nu am avut. Am avut colegi care au trebuit să aibă de-a face cu oameni cu atac de cord, sau, dar din fericire n-am... Da, n-am avut. Este foarte bine că nu ai avut parte de incidente majore, nefericite. Întâmplări amuzante ai avut? O întâmplare amuzantă. Eram în Africa. Am fost la un centru de elefanți și girafe, unde au grijă de... de ei și de o rezervație, asta e termenul corect? Da. Da, o rezervație. Și eram acolo cu colegii și țin minte că la un moment dat l-am rugat pe un tip de acolo să ne facă o poză de grup. Și ne-am pus la vorbă, ne-am făcut poze, la revedere. Iar apoi când ne-am urcat în avion să venim acasă, stăteam acolo la intrare unde intră oamenii și se urcă în avion și apare tipul ăsta care ne-a făcut poze la rezervația de elefanți și a zis, ok, ne-am văzut la rezervația de elefanți, am aterizat la Londra și apoi peste 3 zile țin minte că am plecat în America și același tip a urcat și a plecat înspre America. Câte țări ai văzut până în momentul de față? Uf, nu știu, nu le-am numărat. Știu că am fost, în afară de Antarctica, am fost pe toate continentele. Dar câte țări, nu știu. Am fost de la vest la est în multe, multe, multe. Am fost în state, într-o mulțime de orașe, America de Sud, Argentina, Africa de Sud... Atunci te întreb altfel, cât de mult reușești să vizitezi din locurile în care ajungi? Da, asta e bună întrebare. În funcție de locul în care mergem, în funcție de diferența de fus orar și de lungimea zborului, avem mai multe sau mai puține zile la destinație. De exemplu, în Africa de Sud, în Cape Town e diferență de o oră doar față de Marea Britanie. Zborul e foarte lung, e în jur de 12 ore, dar diferența de fus orar e doar de o oră. Și atunci în Cape Town petrecem 24 de ore sau nu, cam 30 de ore de când aterizăm până plecăm. În schimb, când mergem în Est, când mergem în Japonia, în Coreea, în China, acolo e și zborul foarte lung și diferența de fus orar cam de 8-10 ore și atunci petrecem cam 3 zile. Cum le simți? Te rog. Asta vreau să spun, că în Cape Town petreci 30 de ore, dar ești pe același fus orar. În schimb, când mergi în China, stai 3 zile, dar din prima zi nu înțelegi nimic.
Pentru că e foarte greu să te, chiar și după atâta vreme, e foarte greu să te ajustezi la noul fusorar. Exact acest lucru voiam să te întreb. Cum te adaptezi și ce presiune simți că pune pe tine că trebuie să te adaptezi noului climat al zonei în care ajungi și unei eventuale diferențe de fuso orar? Cu diferența de fus orar, nu cred că te obișnuiești niciodată 100%, dar în timp am învățat ce funcționează pentru mine. Am învățat că dacă zbor în state, de exemplu, și să spunem, la Londra e ora cinei, dar în America e prânz, nu o să merg să mă culc. O să încerc să mai stau trează până când se înserează, până când se face ora 8, ora 9 și o să mă culc atunci. Pentru că dacă e să mă culc la prânz, o să mă trezesc la 1 noaptea și o să stau pe întuneric în camera de hotel fără să pot să fac nimic. Așa că prefer să ies la o plimbare, oricât de obosită aș fi, și să încerc să mă culc când e noapte în locul în care am aterizat. Care sunt cele mai frumoase și cele mai dificile aspecte legate de această meserie? Cele mai frumoase. Bineînțeles că e partea de călătorie, pentru că ajungi în locuri în care mulți oameni poate că își salvează un ban lună de lună sau an de an ca să ajungă. Așa că, da, călătoria într-un loc nou e specială. Oamenii cu care lucrezi și dacă îți face plăcere să lucrezi cu oamenii, însoțitor de zbor e apogeul în care poți să faci asta. Pentru mine, iarăși, e un lucru important că se schimbă mereu. La fiecare zbor am alți colegi, sunt alți pasageri, bineînțeles. Un element nou de fiecare dată și eu apreciez foarte tare lucrul ăsta. Iar cele mai nu sunt negative neapărat, dar se simte fizic, se simte destul de tare. Când a început pandemia și am rămas acasă, practic se prelungea de la lună la lună, n-aveam de unde să știu cât o să dureze. Mi-au trebuit cam 4 luni să-mi revin cu somnul. Iar apoi simți o oboseală și devii foarte zgârcit cu timpul tău liber. Orice timp liber pe care îl ai, eu cel puțin vreau să-l petrec ori odihnindu-mă, ori petrecând timp cu cei dragi. Uscăciunea, ești mereu, ai mereu pielea foarte uscată, părul foarte uscat, unghiile foarte uscate. Dacă nu ești atent sau dacă ești genul care pune câteva kilograme destul de rapid, iarăși nu e grozav, pentru că sunt multe zboruri de noapte în care plec, nu știu, eu plec de acasă la 7 seara, să zic, și până când vine ora cinei pentru mine, e 3 dimineața. Și tu la 3 dimineața mănânci o friptură cu brocoli și mănânci un desert. Și nu e deloc ok pentru tine. Da. Cum reușești să împaci viața personală cu cea profesională? Reușești pe deplin acest lucru? Da. Pentru că mă gândesc că nu ai un program fix. Nu ești ca acei oameni care lucrează de la 8 la 16, de luni până vineri și oarecum lucrurile sunt intrate așa, într-un firesc al lor. Da. Nu, zborurile pot fi oricum. Pot fi lungi, scurte, dimineața, seara, poți să pleci un weekend întreg, poți să pleci de luni până vineri. Una dintre cele mai lungi curse pe care o avem e de 8 zile în Singapore și în Australia. Și poate să fie dificil. Și uneori, da, mi-este dor de casă, mi-aș dori să nu mai plec atât de mult,
dar și eu și Lucian apreciem timpul și separat. El are destule lucruri de făcut acasă și singur. Eu mă bucur să cutreier străzile de prin lume în timpul meu. Și da, deși uneori e greu, cred că ne-am obișnuit așa și funcționează pentru noi. Până la ce vârstă crezi că va funcționa? Care este vârsta de pensionare pentru o stewardesă? Vârsta de, la British Airways, vârsta de pensionare e vârsta de pensionare, 63 sau 65, da. Ăsta e un lucru pe care îl apreciez foarte tare la ei, faptul că când am făcut trainingul acum 3 ani, am avut două colege în grupa mea care aveau 56 respectiv 59 de ani. Și practic cariera atunci a început, nu? Una dintre ele lucrase în poliție timp de 20 de ani, iar cealaltă în domeniul bancar. Și au zis că acuși ne pensionăm și amândouă au spus că asta e ceva ce mereu am vrut să fac, așa că am zis că ce, ori cu câțiva ani, ori fără, mai bine îmi încerc norocul. Și amândouă au reușit și amândouă zboară până în ziua de astăzi. Foarte frumos. Dar, la un moment dat, îți vei dori copii, probabil. Da. Poți face această meserie și în același timp să ai și o familie completă acasă? În momentul în care aș rămâne însărcinată, din acel moment nu mai ai voie să zbori. Și ce se întâmplă e că ești transferat pe un job la sol, pe toată durata sarcinei, iar apoi după concediul de maternitate poți să alegi să te întorci la zbor sau poți să rămâi la sol. Din ce am vorbit cu colegele mele care au bebe acasă și zboară în continuare, majoritatea au spus că venitul la serviciu e prilej de spălat pe cap, de dormit neîntrerupt, e ca un mic concediu, așa ca o mică vacanță de la viața de mamă cu bebe. Nu știu cum o să fie pentru mine. Eu tind să cred că aș vrea să îmi petrec cât mai mult timp acasă cu copilul, dar vom vedea. Vom vedea ce va funcționa atunci. Știi ce mă gândesc că s-ar putea să se întâmple? Ceva ce mi s-a întâmplat mie după ce am avut copil, deși îmi place foarte mult să călătoresc și nu aveam nicio teamă de zbor. În momentul de față, ori de câte ori trebuie să călătoresc, fie cu mașina, fie cu avionul, mă gândesc dacă se întâmplă ceva rău. Lucruri la care nu mă gândeam niciodată înainte. Sunt situații în care, nu știu, te gândești că poate e o meserie prea riscantă. Poate ar trebui ceva mai simplu, mai sigur. Nu, la asta deocamdată nu mă gândesc. Accidente grave în aviație se întâmplă extrem, extrem de rar. E una dintre cele mai sigure metode de a călători. Și între a lucra într-un birou de luni până vineri, 9-5 și meseria mea, aleg meseria mea. Frumos. Și plus de asta mai este și avantajul că trebuie să fii impecabil mereu. E un avantaj acesta, nu? Tot timpul îmbrăcată frumos, aranjată de la primele ore ale dimineții. Mă rog, în funcție de zbor, sigur. În Da. funcție de ora zborului. Da. E un avantaj, dar uneori se întâmplă, știi? Dacă ai 3 sau 4 zboruri consecutive de la 5:20, dacă eu am zbor de la 5:20, asta înseamnă că mă trezesc în jur de ora 3. Și să te trezești 4 zile la rând la ora 3 și să știi să îți faci părul să stea bine, să-ți pui puțin machiaj, să ajungi, adică eu ajung la aeroport când mulți dintre oamenii încă dorm. Dar pasagerii mei fac același lucru și ei se trezesc la ora 3 și ei trec printr-un stres al bagajelor, al check-in-ului și atunci când ei se urcă în avion, eu vreau să fiu acolo zâmbitoare și gata să-i ajut cu ce au nevoie. Pentru că întotdeauna mă gândesc că oamenii ăștia au ales să zboare cu noi, au ales să
își dea banii pe un bilet cu noi și probabil că au niște așteptări. Și mie îmi place întotdeauna să fiu acolo pentru ei. Tu vii cu toată bunăvoința către aceștia, dar ai avut, nu știu, poți face un top 3 de pasageri care efectiv ți-au stricat ziua? Nu cred că mi-a stricat niciunul ziua. Am avantajul ăsta să nu iau lucrurile personal și să înțeleg că oamenii ajung să se comporte așa din diferite motive care nu sunt legate de mine. Ei ori au avut o zi grea, ori au trecut, nu știu, pe la check-in, poate le-au luat ceva important din geantă, etc. Și atunci, întotdeauna când situația începe să devină dificilă, eu le spun că înțeleg că poate ați avut o zi grea din diferite motive, dar eu sunt aici să fac lucrurile mai bine. Și atunci oamenii dintr-o dată așa se găsesc un calm și îi vezi cum parcă se destind și încep să-ți povestească și dintr-o dată devenim amici. Dar da, au fost oameni care... A fost un domn român pe o cursă, nu mai știu, Londra-București sau Londra, nu știu, mergeam în altă parte și vorbea în engleză, eu i-am zis că vorbesc română și el a continuat să spună că nu mă interesează că vorbești română, eu vreau să mi se rezolve situația, a început să mă filmeze, ceea ce nu e ok să se întâmple. Și dacă simt că pot să rezolv eu situația, o fac. Dacă nu, nu las să escaladeze lucrurile, chem managerul de cabină și încercăm să aplanăm lucrurile cât mai curând. Sunt și foarte mulți oameni care au o teamă de zbor. Ce sfaturi ai pentru aceștia? Pentru a trece de acea panică și a face o experiență plăcută. Pe mulți oameni îi ajută o tărie. Și oricum ar suna asta, bine, nu mă duc acolo de la început și le spun că pot să vă ofer o vodcă, dar în primul rând mă duc și le spun că să zbor cu avionul e safe, e în regulă. Noi suntem trainuiți să avem grijă de ca totul să decurgă corect și le spunem oamenilor că suntem acolo pentru ei de ori, indiferent de ce au nevoie. Iar apoi întrebăm cum putem să vă ajutăm și oamenii tind să spună m-ar ajuta să vă uitați la mine în timp ce decolăm, pentru că uneori se întâmplă să pe avioanele mari sunt acele scaune la mijlocul avionului și atunci poți să te uiți la omul respectiv. Sau îți spun, m-ar ajuta o tărie și le oferi un pahar de vodka sau de ce vor ei și încep să se liniștească. De obicei ajută să nu închizi ochii, pentru că dacă închizi ochii, corpul tău și creierul tău înțelege că oricum te miști și prin faptul că închizi ochii, nu vezi ce se mai întâmplă. Și atunci eu sfătuiesc să ții ochii deschiși, poate nu neapărat să te uiți pe geam, dar să ții ochii deschiși și să încerci să fii prezent în ce se întâmplă. Sfaturi bune de reținut. Și apropo de pasageri români... Românii au o practică. La finalul zborului simt nevoia să își exprime recunoștința și aplaudă. Sunt doar românii cei care fac acest lucru? Din experiența mea, eu pe niciun zbor de-al meu în lume, lumea nu a mai aplaudat. Dar eu nu zic că e ceva rău. Dacă, mai ales dacă, nu știu, au fost câteva turbulențe sau poate cineva nu s-a simțit complet confortabil, nu știu, eu văd aplauzele la ca pe o descărcare, ca pe, probabil. Da, și ca pe niște aplauze spre echipajul de zbor care i-a adus la destinație în siguranță. Și iată cum poți primi aplauze în continuare, chiar dacă nu ești pe scena unui teatru. Fie și în avion. Da. Acum ajungem la partea mai dificilă. Cum
te-a marcat această pandemie? Cum și-a pus amprenta în acest sector, în acest domeniu de activitate? A început treptat. Dacă mi-ar fi spus cineva acum un an de zile că anul viitor, pe vremea asta, tot acasă o să fii, evident că probabil cu toții am fi ales să facem una sau alta sau să facem lucrurile diferit. A început prin a mă duce și nu mă duce la serviciu. Mă trezeam, mă duceam la, mă pregăteam, ajungeam în avion și de fapt nu mai plecam, că până ne plecam noi se închideau granițele și ne întorceam acasă. Și a doua zi la fel și a treia zi la fel și apoi am zis că practic am rămas acasă, mi-au spus că dacă avem nevoie te sunăm și nu m-au mai sunat. Apoi a trecut o lună, două, apoi au apărut aceste scheme de șomaj tehnic, cum e și la noi, te plătesc o porțiune din salariu. Da, da, da. Chestie care s-a tot prelungit. Mi-a fost greu la început, cu somnul mi-a fost greu să mă ajustez și simțeam că am timp liber și că nu mă bucur de el prin să fac ceva util, să învăț ceva nou, să... Dar mi-am dat seama că lucrurile nu vin chiar așa. Nu e de ajuns să ai timp liber și dintr-o dată îți schimbi cariera sau te apuci să înveți ceva, pentru că ai nevoie, în primul rând, cu toții ei trebuia să procesăm ce se întâmplă, prin ce trecem. Faptul că dintr-o dată nu mai ai voie să ieși din casă, să îți conduci ziua cum o făceai până atunci. Dar ușor, ușor am început să... mă apuc de alte lucruri. Am revenit la citit, desenat, am ieșit prin curte. Norocul nostru a fost că vara trecută chiar a fost o vară foarte frumoasă și la Londra și îmi petreceam cam toate zilele prin curte, renovând mobilă de grădină. Mi-am făcut rafturi în casă, mi-am făcut cămară, toate lucrurile alea, știi, așa, pe care parcă le ai acolo pe o listă undeva. Și niciodată nu reușești să le faci. Atunci le-au venit rândul la toate câte una. Acum cred că ți este și foarte dor să zbori din nou. Cam când preconizezi că se va întâmpla acest lucru? Deocamdată, pe hârtie, sunt în șomaj tehnic până la sfârșitul lui aprilie. Deci tot mai e ceva. Nu știm după dacă se va mai prelungi în continuare sau nu. Marea Britanie e încă într-o situație nu prea grozavă în ce privește cazurile și nu, granițele nu par să se deschidă, oamenilor le e teamă să călătorească și așadar nu sunt foarte mulți pasageri. Sunt câțiva colegi care lucrează, câteva zboruri încă sunt, dar sigur nu e capacitate full. Așa că e un mister când mă voi întoarce la serviciu. Da, totuși e bine să profiți de această perioadă pentru că pare a fi unică în viață. Așa nu e. Se știe când vei mai avea ocazia să te bucuri de atât de mult timp liber. Așa. Aviația pare a fi cel mai mare angajator din lume. Ce sfaturi ai pentru o persoană, fată sau băiat, care își dorește să practice aceeași meserie ca tine? Cred că e important să se întrebe de ce vrea să facă asta și apoi să își aleagă o companie și să aplice. Nu e, nu e foarte greu. Cred că doar trebuie să îți faci o mini-listă așa și să te gândești de ce vrei să faci asta. Pentru că nu e vorba doar de călătorit. Trebuie să îți placă să vorbești cu oamenii, să fii dispus să rezolvi conflicte. Chiuvetele se înfundă în avion și o să ai o mini-inundație pe care trebuie să o cureți cu șervețele sau cu orice ai la îndemână. Oamenilor li se face rău, trebuie să fie acolo pentru ei.
trebuie să ai o disponibilitate destul de mare încât să reușești în jobul ăsta. Iar dacă răspunzi da la toate întrebările astea și nu e vorba doar despre călătorit, atunci cred că poți să mergi și să aplici la orice companie care te atrage, să vezi ce cerințe au și să le tratezi cât de cât serios. Și dacă reușești să dai de cineva care lucrează la compania respectivă, cere niște sfaturi. Ajungem și la finalul emisiunii și mai am o întrebare. Te vezi revenind în țară, în România, respectiv la Iași? Uf, asta e o întrebare grea, o dorință care cred că o are și mama și mereu mă întreabă lucrul ăsta. Deocamdată nu. Avem o viață noastră aici. Eu sunt aici de aproape 9 ani, Lucian de vreo 18 și avem o viață noastră aici. Niciodată nu o să spun nu, nu suntem nici 100% că vrem să rămânem în Marea Britanie. Cred că e în funcție de cum o să evoluăm noi ca oameni, ca viitoare familie de 3-4 și ce o să avem noi nevoie atunci. Livia, îți mulțumesc foarte mult. A fost o discuție extrem de plăcută și de utilă. Am aflat foarte multe dedesubturi ale acestei meserii și îți mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a sta de vorbă cu noi. Așteptam să reluăm discuția. Cine știe, poate când ajungi la Iași ne faci o vizită. Da, cu drag. Mulțumesc frumos. A fost alături de noi la acest moment Livia Trif, stewardesă. Nu uitați să dați un like și un share postării pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multe lume. Și bineînțeles, rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Ne reîntâlnim începând cu ora 13, când vom discuta despre investiții în comuna Miroslava, acolo unde sunt atrași milioane de euro. Va veni primarul comunei Daniță pentru a ne vorbi despre toate lucrările care urmează să fie realizate. Ne revedem îndată!